Românii au cumpărat anul trecut produse pentru animalele de companie de peste 450 de milioane de euro. Peste 90% din această sumă reprezintă mâncarea pentru câini și pisici. Aproape 20% din totalul achizițiilor de hrană și produse pentru animale se fac online. Segmentul pet înregistrând cea mai mare dinamică din online-ul românesc. Ținând cont de dinamica acestei piețe, concurența este una acerbă. Mulți producători vin pe piață cu produse inovative care să-i ajute să se desprindă dintre competitori. Piața animalelor de companie este o piață din ce în ce mai interesantă. Noi, în Viro Naturals, am venit în sprijinul iubitorilor de animale, producând niște nisip de pisici extraordinar, singurul nisip de pisici care absorbe mirosurile 100%, și pentru pisicuțe avem special creați pești magici, niște pești cu care pisicele se pot juca toată ziua. Pentru comenzi, intrați pe site-ul nostru www.enviro-naturals.com. Conform Euromonitor, piața mondială de produse pentru animale a ajuns la peste 100 de miliarde de euro în 2019, o creștere de 10 miliarde față de anul 2018. Pe primul loc la investiții au fost britanicii cu peste 6 miliarde de euro și nemții cu peste 5 miliarde.